Așa arată municipiul Cluj-Napoca în fiecare dimineață, între orele 7 și 9. Și încă orașul pare gol față de cum va arăta începând de săptămâna viitoare, când Clujul va fi invadat de zeci de mii de studenți. Atâta timp cât municipalitatea nu rezolvă problemele traficului infernal din Cluj-Napoca, poliția rutieră vine cu variante și sfaturi pentru șoferi. Iată prima regulă de aur. Să evite pe cât posibil traversarea zonei centrale a orașului. Și dacă totuși sunt nevoiți să o facă, să-și planifice din timp deplasările, să se înarmeze cu răbdare și, desigur, să nu forțeze pătrunderea în intersecții, chiar dacă semaforul electric le permite acest lucru. Există situații în care, aflându-ne în așteptare la semafor, la un moment dat, culoarea verde ne permite să traversăm, ne conferă, mai bine spus, acest drept, doar că, din păcate, în fața noastră există un șir de autovehicule care deja se află în așteptare. Piața Lucian Blaga, piața Cipariu, piața Ștefan cel Mare, piața Mihai Viteazu și piața Unirii sunt alte puncte fierbinți ale traficului de dimineață. Și nu doar dimineața, ci până la orele de prânz. Soluția este aceeași. Bun simț în trafic și nu intrați forțat în intersecție, fiindcă riscați să blocați traficul. În ceea ce privește marginile orașului, cei mai năpăstuiți par locuitorii din Florești. Pentru ei, drumul dintre casă și serviciu este în fiecare dimineață un coșmar. Este un tronson de drum mai aglomerat decât orice intrare în capitală. Le recomand de asemenea să evite acel traseu comun pe care cu toții îl știm, calea Florești, calea Mănăștur, calea Moților, să folosească, spre exemplu, strada Bucium, strada Frunzișului, strada Observatorului sau, de ce nu, în stânga, pe lângă Cora, prin Grigorescu. Până când administrația Boc va face ceva în ceea ce privește traficul, la îndemână ne rămân răbdarea și mijloacele de transport în comun.